Dacă vă este pe plac conținutul acestei pagini, nu uitați să vă abonați la canalul meu de YouTube, apăsând butonul roșu de abonare ca să primiți de fiecare dată o notificare când apare un video nou. De asemenea, în comentarii aștept sugestiile dumneavoastră legate de ceea ce v-ați dori să cuprindă acest canal. Toate înregistrările acestei pagini sunt din domeniul public. Edward Gibbon, Istoria declinului și a prăbușirii Imperiului Roman. O antologie de la apogeul Imperiului până la sfârșitul domniei lui Justinian. Capitolul 1. Întinderea și puterea militară a Imperiului Roman în epoca Antoninilor. În secolul al II-lea după Hristos, Imperiul Romei cuprindea cea mai mare parte a lumii și porțiunea cea mai civilizată a omenirii. Hotarele acestei întinse monarhii erau apărate de un vechi renume și de vitejia unor armate bine disciplinate. Influența blândă, dar puternică a legilor și obiceiurilor cimentase treptat unitatea provinciilor. Pașnicii lor locuitori se bucurau și abuzau de avantajele bogăției și ale luxului. Imaginea unei constituții libere era păstrată cu respectul cuvenit. Senatul roman lăsa impresia că deține autoritatea suverană, dar, în fapt, trecuse asupra împăraților toată puterea executivă a guvernării. În cursul unei perioade fericite de mai bine de 80 de ani, între 98 și 180 după Hristos, administrația publică a fost condusă de virtuțile și iscusința lui Nerva, Traian, Adrian și ale celor doi Antonini. Scopul acestui capitol și al următoarelor două este să descrie starea înfloritoare a Imperiului în timpul domniei lor și, mai apoi, de la moartea lui Marcus Antoninus, să desprindă cele mai de seamă împrejurări ale declinului și căderii lui. O transformare care va fi păstrată veșnic în memorie și mai este resimțită și astăzi de națiunile globului. Se cunoaște faptul că principalele cuceriri ale romanilor au fost săvârșite în timpul Republicii, iar împărații, în cea mai mare parte, s-au mulțumit cu păstrarea acestor posesiuni care fusese rădobândite prin politica senatului, prin strădania neobosită a consulilor și prin entuziasmul războinic al poporului. Singurul teritoriu adăugat Imperiului Roman în răstimpul primului veac al erei creștine a fost provincia Britania. Numai în cazul ei urmașii lui Cezar și ai lui Augustus au putut fi convinși să urmeze pilda celui din tâi mai degrabă decât perceptele celui de-al doilea. Așezarea Britaniei în imediată apropiere a Galiei părea să invite armatele romane să intre în acțiune. Informația îmbietoare, deși îndoielnică, care spunea că ar exista acolo posibilitatea de a se pescui perle, trezi setea de avuții a romanilor și, cum Britania era privită ca o lume deosebită și izolată, cucerirea ei nu constituia o excepție față de sistemul general de măsuri luate pe restul continentului. După un război de vreo 40 de ani, întreprins de cel mai nătâng, continuat de cel mai destrăbălat și încheiat de cel mai timid dintre împărați, mare parte din insulă fu supusă jugului roman. Diferitele triburi britanice se întreceau în vitejie, dar erau lipsite de o conducere unitară. Iubeau libertatea, dar nu erau solidare între ele. Ele luară armele în mână cu o dârzenie sălbatică. Le depuseră însă sau le întoarseră unul împotriva altuia cu o nesăbuită lipsă de statornicie și, luptând izolat, fură învinse pe rând. Nici eroismul lui Caracatus, nici disperarea Boadicei, nici fanatismul druizilor n-au putut împiedica înrobirea țărilor și nu le-au dat putința să reziste în fața marșului neabătut al generalilor imperiali care păstrau neștirbită gloria Romei, în vreme ce tronul imperiului era înjosit de cele mai slabe și mai vicioase elemente umane. Sub comanda virtuosului Agricola, învinseră forțele caledonienilor adunate la poalele munților Grampieni, iar flota sa, aventurându-se în explorarea unor locuri de navigație necunoscute și periculoase, desfășură puterea armelor romane în jurul întregii insule. Cucerirea Britaniei era considerată ca terminată. Misiunea lui Agricola consta în a-i desăvârși și a-i asigura succesul prin ușoara cucerire a Irlandei,
acțiune care, după părerea sa, putea fi dusă la bun sfârșit doar cu legiunea și câteva trupe auxiliare. Partea de vest a insulei putea fi transformată într-o posesiune valoroasă, iar jugul străin le-ar fi părut britanicilor mai puțin silnic, dacă aceștia n-ar fi avut în fața ochilor priveliștea libertății. Marile merite ale lui Agricola au dus însă, curând, la înlocuirea sa din funcția de guvernator al Britaniei și au zădărnicit pentru totdeauna acest plan de cucerire, rațional, deși prea vast. Înainte de plecarea sa, prudentul general se îngriji atât de apărarea noilor teritorii, cât și de pașnica lor stăpânire. El observase că insula era oarecum împărțită în două părți inegale prin niște golfuri opuse sau, cum sunt numite astăzi, estuarele Scoției. De-a curmezișul teritoriului îngust, de vreo 40 de mile, el întemeiase o serie de posturi militare care fură întărite mai târziu, sub domnia lui Pius Antoninus, printr-un val de pământ ridicat pe fundații de piatră. Acest zid al lui Antoninus, aflat la mică distanță de orașele Edinburgh și Glasgow de astăzi, marca limita provinciei romane. La extremitatea nordică a insulei, caledonienii băștinași își păstraseră cu înverșunare sălbatică independența pe care o datorau deopotrivă sărăciei și vitejiei lor. Incursiunile caledonienilor au fost adesea respinse și pedepsite, dar țara nu le-a fost niciodată supusă. Stăpânitorii, care veneau dintr-un ținut având cea mai frumoasă și mai îmbietoare climă de pe glob, întorceau cu dispreț spatele dealurilor mohorâte, bătute de viscolele iernii, lacurilor învăluite într-o ceață albăstrie și mărăcinișurilor reci și însingurate, unde o haită de barbari vânau cerbul de pădure. Așa se prezentau frontierele romane și acestea au fost maximele politicii imperiale de la moartea lui Augustus până la urcarea pe tron a lui Traian. Acest principe energic și plin de virtuți primise o educație de soldat și era înzestrat cu talentele unui general. Sistemul politic și pașnic al predecesorilor săi fu întrerupt de războaie și cuceriri și, după un lung răstimp, legiunile au avut în fruntea lor un împărat războinic. Primele fapte militare ale lui Traian au fost îndepărtate împotriva dacilor, cei mai războinici dintre locuitorii de dincolo de Dunăre și care, în timpul domniei lui Domitian, sfidaseră nepedepsiți maestatea Romei. Pe lângă putere și dârzenie, ei nutreau un profund dispreț pentru viață, născut dintr-o neabătută convingere în nemurirea și reîntruparea sufletului. Decebal, regele dacilor, se dovedi a fi un rival demn de Traian. Nu se lăsă cuprins de deznădejde pentru soarta sa și a țării sale, până când, după mărturia dușmanilor săi, nu încercă tot ce se putea face prin vitejie și diplomație. Acest război memorabil dură 5 ani, interval în care se cuprinde și o foarte scurtă suspendare a ostilităților și, dat fiind că împăratul putea folosi în mod nelimitat întreaga putere a statului, se termină cu supunerea deplină a barbarilor. Noua provincie a Daciei, care forma o a doua excepție față de perceptele lui Augustus, avea un perimetru cam de 1300 de mile. Fruntariile sale naturale erau Nistru, Tisa sau Tibiscus, Dunărea de Jos și Pontul Euxin. Se văd și astăzi urmele unui drum militar de la malurile Dunării până în vecinătatea Benderului, un loc vestit în istoria modernă, frontiera actuală între imperiile turc și rus. Traian dorea să-și facă un nume, căci atâta vreme cât omenirea îi admira mai degrabă pe cei ce o nimicesc decât pe binefăcătorii ei, setea de glorie militară constituie defectul principal al celor mai nobile caractere. Laudele lui Alexandru, transmise de o serie întreagă de poeți și de istorici, treziră în sufletul lui Traian o primejdioasă dorință de a-l întrece. Asemenea lui, împăratul roman întreprinse la vremea sa o expediție împotriva popoarelor de la răsărit, dar regreta amar că vârsta sa înaintată cu greu îi mai lăsa vreo speranță de a egala faima dobândită de fiul lui Filip al Macedoniei. Totuși, succesul lui Traian, deși de scurtă durată, fu rapid și spectaculos. Parții generați, sfâșiați de certuri interne, fugiră în fața armatelor sale. El coborâ în triumf fluviul Tigru din munții Armeniei până la golful Piersic. Se bucură de onoarea de a fi fost primul
de altfel și ultimul, dintre generalii romani care au navigat vreodată pe acea mare îndepărtată. Flota sa a trecut prin foc și sabie coastele Arabiei și Traian se mândri în van cu ideea că se apropia de hotarele Indiei. În fiecare zi, senatul primea cu uimire vești despre noi monarhi și noi popoare care se supuneau în fața împăratului. Membrii senatului fură astfel informați că regii din Bosfor, Colida, Iberia, Albania, Osreone, ba chiar și regele parților acceptaseră diademele lor din mâna împăratului, că triburile independente din munții Mediei și Carduchiei imploraseră protecția lui, că bogatele ținuturi ale Armeniei, Mesopotamiei și Asiriei erau reduse la starea de provincii romane. Curând însă, moartea lui Traian întuneca această perspectivă splendidă. Pe bună dreptate, era de temut că atâtea neamuri îndepărtate, neobișnuite sub jug, vor căuta să-l scuture atunci când mâna puternică ce i-a dusese cu forța în această stare nu-i va mai ține în frâu. Așa cum spune o veche legendă, pe vremea când un rege al Romei a durat Capitoliul, dintre toate zeitățile minore, doar zeul Terminus, care stăpânea hotarele și era reprezentat după moda acelor timpuri printr-o piatră mare, refuză să-i cedeze locul lui Jupiter. Din această încăpățânare s-a tras concluzia favorabilă, care fu interpretată de auguri drept prevestire sigură că hotarele puterii romane nu vor da niciodată înapoi. Cum se întâmplă de obicei, multă vreme această prezicere a contribuit la propria ei realizare. Dar Terminus, deși rezistase maiestății lui Jupiter, se supuse totuși autorității împăratului Adrian. Renunțarea la toate cuceririle răsăritene ale lui Traian fu prima măsură a domniei sale. El le recunoscu iarăși parților dreptul de a-și alege un suveran independent, retrase garnizoanele romane din provinciile Armenia, Mesopotamia și Asiria și, urmând perceptele lui Augustus, stabili din nou Eufratul drept hotar al Imperiului. Critica, ce judecă acțiunile publice și motivele personale ale împăraților, a atribuit invidiei o purtare care se datorează mai degrabă prudenței și moderației lui Adrian. Caracterul său schimbător, care îl făcea capabil rând pe rând de simțămintele cele mai meschine și de cele mai generoase, ar putea da oarecare temei acestei bănuieli. Oricum ar fi, cu greu s-ar putea pune superioritatea predecesorului său într-o lumină mai clară decât prin mărturisirea lui Adrian însuși, care susținea că nu se simțea în stare să apere cuceririle lui Traian. Spiritul ostășesc și ambițios al lui Traian contrasta izbitor cu moderația urmașului său. Comparat cu activitatea neobosită a lui Hadrian, calmul blajin al lui Antoninus Pius nu a fost mai puțin remarcabil. Viața celui dintâi a fost aproape o permanentă călătorie și cum înclinațiile sale multiple făceau din el un soldat, un bărbat de stat și un om de cultură, îndeplinindu-și datoria, Hadrian își satisfăcea totodată și curiozitatea. Nepăsător la schimbarea anotimpurilor și a climei, el mergea pe jos cu capul descoperit, străbătând zăpezile Caledoniei și șesurile toride ale Egiptului de sus. Și n-a existat vreo provincie a Imperiului care, în cursul domniei sale, să nu fi fost onorată cu prezența monarhului. În schimb, Pius Antoninus își petrecu viața tihnită pe pământul Italiei, iar în cei 23 de ani cât a condus treburile publice, cea mai lungă călătorie a acestui blând împărat n-a depășit ca distanță drumul de la palatul său din Roma la vila sa retrasă din Lanuvia. Cu toată deosebirea dintre purtarea lor, Hadrian și cei doi Antonini au adoptat și au urmat în aceeași măsură sistemul general al lui August. Ei au stăruit în menținerea demnității Imperiului, fără a încerca să-i extindă hotarele. Au căutat prietenia barbarilor prin orice mijloc onorabil și s-au străduit să convingă omenirea că puterea romană, ridicându-se peste tentația cuceririlor, nu avea alt imbold decât dragostea de ordine și de dreptate. În decursul unei perioade lungi de 43 de ani, virtuoasa lor activitate fu încununată de succes. Și dacă lăsăm la o parte câteva mici ostilități care au slujit la antrenamentul legiunilor de pe granițe, domniile lui Hadrian și lui Pius Antoninus oferă aspectul luminos al păcii universale. Dacă toate operele istoricilor noștri ar dispărea, medaliile, inscripțiile și alte monumente ar fi suficiente pentru a aminti călătoriile lui Adrian.
Trebuie totuși să reamintim că în timpul lui Adrian a izbucnit o răscoală a evreilor întârjiți de fanatism religios. Dar, în general, era respectat chiar și de neamurile cele mai îndepărtate de pe glob. Cei mai mulți barbari făceau adesea apel la arbitrajul împăratului pentru a soluționa neînțelegerile dintre ei. Iar un istoric din acele timpuri spune că a văzut ambasadori care cereau în numele stăpânilor lor cinstea de a deveni supuși ai imperiului și cărora această onoare le fusese refuzată. Teroarea inspirată de armatele romane adăuga pondere și demnitate moderației împăraților. Ei mențineau pacea printr-o permanentă pregătire de război și, în timp ce dreptatea le inspira purtarea, ei făceau să se știe de către neamurile de la granițele imperiului că erau tot atât de puțin dispuși să sufere cât să pricinuiască vreun neajuns. Puterea militară a imperiului despre care Adrian și Antoninus Pius socotiseră că e de ajunsă, fie cunoscută, a fost folosită de împăratul Marcus Aurelius împotriva parților și germanilor. Ostilitățile barbarilor au trezit revolta împăratului filozof și, în războaie bine justificate de apărare a granițelor, împăratul și generalii săi au obținut numeroase victorii însemnate atât pe Eufrat cât și pe Dunăre. Organizația militară a Imperiului Roman, care îi asigura fie liniștea, fie victoriile, este o temă importantă asupra căreia ne vom concentra pe data atenția. Victoriile contraparților au dat naștere unei mulțimi de istorici vrednici de dispreț, a căror memorie a fost salvată de uitare și ridiculizată într-o foarte vie scriere satirică a lui Lucian. Legiunile romane erau recrutate la început numai dintr-o anumită categorie de cetățeni care posedau oarecare avere, apoi din rândurile celor de cetățenie romană, pentru a ajunge în cele din urmă să fie alcătuite în majoritate din barbari care în bună parte locuiau dincolo de fruntariile romane. Tăria legiunilor era bazată pe disciplina cea mai strictă, cel puțin în prima perioadă a Imperiului, iar echipamentul consta în coif, platoșă și scut pentru apărare, formidabilul pilurn, o suliță puternică de aproape 2 metri, care pătrundea prin orice pavăză sau armură din acea vreme și o scurtă spadă dreaptă cu două tăișuri. Legiunea avea 10 cohorte împărțite în câte 6 centurii și număra în genere vreo 6.000 de pedestrași și 120 până la 132 de călăreți. În afară de armata regulată a legionarilor, mai luptau alături de ei cete de auxiliari alcătuite îndeopște din infanterie ușoară, menite să angajeze lupta cu arcuri sau prăștii și cavaleria băștinașă, trupe care uneori dublau efectivul legiunii. Imperiul era împărțit în provincii ale căror denumiri s-au păstrat până la sfârșit, dar ale căror granițe au fost modificate în ultima epocă și, mai ales, după despărțirea Imperiului Roman în Imperiul Roman de Apus și cel de Răsărit. Capitolul 2. Despre unitatea și prosperitatea internă a Imperiului Roman. În epoca Antoninilor, măreția Romei trebuie apreciată nu numai prin repeziciunea sau întinderea cuceririlor sale. Stăpânul stepelor rusești domnește peste o mai mare parte a globului. În cea de-a 7-a vară după trecerea Helespontului, Alexandru a înălțat trofeele macedonene pe malurile râului Hifasis. În mai puțin de un secol, invincibilul Gingis Khan și ceilalți principi mongoli ajunseseră cu crudele lor pustiiri și trecătorul lor imperiu de la Marea Chinei la fruntariile Egiptului și ale Germaniei. Dar edificiul solid al puterii romane a fost ridicat și păstrat prin înțelepciunea adunată de veacuri. Ascultătoarele provincii ale lui Traian și ale Antoninilor fură unite prin legi și împodobite cu opere de artă. Ele puteau într-adevăr suferi uneori de pe urma abuzului părtinitor al autorităților delegate, dar principiul general de guvernământ era înțelept, simplu și binefăcător. Supușii își păstrau religia strămoșească și dobândeau treptat onorurile civile și privilegiile cuceritorilor. Politica împăraților și a senatului, în ceea ce privește religia, era fericit susținută de gândirea unor minți luminate și de obiceiurile unor supuși superstițioși. Diferitele forme de cult din lumea romană erau toate considerate de popor la fel de adevărate, de filozofi la fel de false și de magistrați la fel de folositoare. Și astfel, toleranța dădu naștere nu numai unei îngăduințe reciproce, dar chiar unui consens religios.
Superstiția oamenilor nu era agravată de conflictele teologice și nici nu era încătușată în lanțurile vreunui sistem de speculații filozofice. Un adept fervent al politeismului, deși profund legat de riturile sale naționale, admitea implicit credința diferitelor religii din lume. Frica, recunoștința și curiozitatea, un vis sau o presimțire, o tulburare deosebită sau o călătorie lungă, îl predispuneau pe om să-și înmulțească mereu numărul credințelor și să-și mărească lista protectorilor săi cerești. Țesătura fină a mitologiei păgâne era împletită din materiale variate, dar nu discordante. De îndată ce s-a îngăduit ca înțelepții și eroii care trăiseră ori muriseră pentru binele țării lor să dobândească puterea și nemurirea, toată lumea recunoscu că aceștia meritau, dacă nu să fie adorați, cel puțin să fie respectați de întreaga omenire. Zeitățile ce domneau peste 1000 de crânguri și 1000 de pârâie își exercitau în tihnă influența lor locală. Romanul, care se temea de mânia Tibrului, nu își îngăduia să-și râdă de egipteanul care aducea jertfe duhului binefăcător al Nilului. Puterile pe care omul putea să le vadă, planetele și elementele naturii, erau aceleași în tot universul. Conducătorii nevăzuți ai lumii spirituale erau în mod inevitabil turnați într-un tipar asemănător, imaginar și alegoric. Orice virtute, ba chiar și viciu, își dobândea o reprezentare divină, fiecare meșteșug și profesie își avea patronul său. Iar atributele acestuia, din cele mai îndepărtate timpuri și pe toate meleagurile, rezultau pretutindeni din caracterul specific al credincioșilor. O republică având zei cu temperamente și interese atât de opuse, cerea în orice sistem de guvernare mâna moderatoare a unui magistrat suprem. Iar odată cu progresul cunoștințelor și al artei lingușirii, acesta a fost investit treptat cu perfecțiunea sublimă a unui părinte etern și a unui monarh atotputernic. Blândul spirit al antichității făcea ca popoarele să fie mai puțin atente la diferențele decât la asemănările dintre credințele lor religioase. Grecii, romanii și barbarii, întâlnindu-se în fața altarelor respective, se convingeau lesne că, sub nume și ceremonii diferite, adorau aceleași zeități. Mitologia elegantă a lui Homer a dat o formă frumoasă și aproape armonioasă politeismului lumii vechi. Filozofii greci își deduceau perceptele morale mai degrabă din studiul naturii umane decât din cel al divinității. Ei meditau totuși asupra naturii divine ca subiect foarte important și ciudat de speculații și, prin această profundă cercetare, au dovedit puterea și slăbiciunea înțelegerii omenești. Dintre cele 4 școli filozofice mai vestite, stoicii și platonicienii s-au străduit să împace interesele discordante ale rațiunii și ale pietății. Ei ne-au lăsat cele mai sublime dovezi ale existenței și perfecțiunii cauzei primordiale, dar, cum le era imposibil să conceapă crearea materiei, creatorul în filozofia stoică nu se deosebește îndeajuns de creație, în timp ce, dimpotrivă, Dumnezeul spiritual al lui Platon și al discipolilor săi semăna mai degrabă cu o idee decât cu o substanță. Părerile academicienilor și ale epicurienilor îmbrăcau o formă mai puțin religioasă, dar, pe când modesta știința primilor îi făcea să se îndoiască de proveniența unui stăpân suprem, ignoranța pozitivă a celorlalți îi îndemna să o nege. Dorința de a cerceta, căreia îi dădeau imbold râvna de a fi în fruntea gândirii și libertatea acesteia, îi împărțise pe cei ce predau în public filosofia într-o mulțime de secte care se certau între ele. Însă tinerii dornici de învățătură veniți din toate părțile lumii la Atena și în celelalte lăcașuri de cultură din Imperiul Roman erau instruiți deopotrivă de către fiecare școală să disprețuiască și să respingă religia mulțimii. Într-adevăr, cum ar fi fost oare cu putință ca un filozof să accepte drept adevăruri divine poveștile neîntemeiate ale poeților și tradițiile incoerente ale antichității și să adore ca zei niște ființe imperfecte pe care, dacă le-ar fi întâlnit printre oameni, ar fi trebuit să le disprețuiască. Împotriva unor adversari atât de nedemni, Cicero își îngăduia să folosească armele rațiunii și elocinței, dar satira lui Lucian a fost o armă mult mai adecvată și totodată mai eficace. Putem fi foarte siguri că un scriitor bun cunoscător al lumii nu s-ar fi încumetat niciodată să expună batjocurii publice zeii țării sale dacă aceștia nu ar fi fost mai dinainte disprețuiți în taină de păturile mai rafinate și mai luminate
ale somităților. În ciuda lipsei de religiozitate, moda precumpănitoare în vremea Antoninilor, atât interesul preoților cât și credulitatea poporului au fost destul de mult respectate. În scrierile și conversațiile lor, filozofii antichității afirmau demnitatea independentă a rațiunii, dar în faptele lor se supuneau comandamentelor legii și obiceiurilor. Privind cu un zâmbet indulgent feluritele erofii ale vulgului, ei practicau cu sârg ceremoniile părinților lor și frecventau cu smerenie templele zeilor. Iar uneori, când își îngăduiau să joace un rol pe scena superstițiilor, ascundeau sub veșmintele sacerdotale convingeri de ateu. Oamenii care raționau în acest fel nu prea erau înclinați să discute diferitele lor credințe și practici religioase. Le era indiferent ce formă de întruchipare va alege nebunia mulțimii și se apropiau cu același dispreț interior și cu același respect de altarele lui Jupiter, fie el libian, olimpian sau capitolin. E greu de presupus din ce motive s-ar fi putut introduce un spirit de persecuție în forurile romane. Magistrații nu puteau fi animați de o oarbă, deși cinstită, mentalitate bigotă, deoarece ei înșiși erau filozofi, iar legile senatului roman erau inspirate de școlile filozofice de la Atena. Ei nu puteau fi mânați de ambiție sau lăcomie de bani, dat fiind că puterea laică și cea eclesiastică erau unite în aceleași mâini. Pontifii erau aleși dintre cei mai iluștri senatori și rolul de pontif suprem era deținut în mod constant chiar de către împărat. Ei cunoșteau și apreciau avantajele religiei, strâns legată de guvernarea civilă. Încurajau sărbările publice care influențau purtările spectatorilor, făcându-i mai omenoși. Foloseau arta prorocirii ca un instrument politic potrivit. Respectau drept cea mai puternică legătură a societății, utila convingere că în viața aceasta sau într-una viitoare, crima de sperjur este pedepsită în chip sigur de către zeii răzbunători. Încredințați de avantajele generale ale religiei, ei erau în aceeași măsură convinși că feluritele practici religioase contribuiau deopotrivă la realizarea aceluiași scop salutar. Că în fiecare țară forma de superstiție care primise sancțiunea timpului și a experienței se potrivea cel mai mult cu clima țării și cu temperamentul locuitorilor ei. Lăcomia și gustul artistic despuiau foarte adesea popoarele învinse de statuile elegante ale zeilor și de ornamentele bogate ale templelor lor. Dar în practicarea religiei strămoșești, ele beneficiau de indulgența și chiar de protecția cuceritorilor romani. Provincia Galiei pare, și într-adevăr pare numai, să constituie o excepție de la această toleranță universală. Sub pretextul amăgitor de a desființa sacrificiile omenești, împărații Tiberius și Claudius suprimară puterea periculoasă a druizilor, dar preoții, zeii și altarele lor supraviețuiră într-o pașnică obscuritate până la distrugerea finală a păgânismului. Roma, capitala unei mari monarhii, era în permanență plină de supuși și de străini veniți din toate părțile lumii, care aduceau cu ei și respectau superstițiile favorite ale țărilor de baștină. Orice oraș din imperiu avea dreptul să mențină puritatea vechilor sale ceremonii și senatul roman, folosind acest privilegiu comun, se interpunea uneori oprind avalanșa aceasta de rituri străine. Superstiția egipteană, cea mai disprețuită dintre toate, a fost adeseori interzisă. Templele lui Serapsis și ale lui Isis fură dărâmate și adoratorii lor exilați din Roma și din Italia, dar zelul fanatismului a precumpănit asupra slabelor și timidelor eforturi ale politicii. Exilații se întoarseră, prozeliții se înmulțiră, templele fură restaurate cu o splendoare sporită și, în cele din urmă, Isis și Serapsis luară loc printre zeitățile romane. Această indulgență nu constituia o deviere de la vechile maxime de guvernare. În vremurile cele mai senine ale Imperiului, Gibela și Esculap fuseseră invitați la Roma prin ambasade solemne și era un fapt obișnuit ca zeitățile protectoare ale orașelor asediate să fie ademenite, făgăduindu-li se onoruri mai deosebite decât cele cu care erau înconjurate în țara lor de baștină. Treptat, Roma deveni templul comun al supușilor săi și orașul acordă cetățenia sa tuturor zeilor omenirii.
politica mărginită de a păstra sângele pur al vechilor cetățeni, fără vreun amestec străin, oprise avântul și grăbise ruina Atenei și a Spartei. Geniul plin de aspirații înalte ale Romei sacrifică mândria pentru a-și satisface ambiția și consideră mai prudent și totodată mai onorabil să adopte virtutea și meritul pentru propria lor valoare, oriunde s-ar găsi, printre sclavi sau străini, printre dușmani sau barbari. În timpul celei mai înfloritoare epoci a puterii ateniene, numărul cetățenilor a scăzut încetul cu încetul de la vreo 30.000 la 21.000. Dacă, dimpotrivă, studiem creșterea Republicii Romane, descoperim că, în ciuda necontenitelor cerințe ale războaielor și coloniilor, numărul cetățenilor, care, în timpul primului recensământ al lui Servius Tullius, nu se ridica la mai mult de 83.000, crescuse înainte de începerea războiului cu foștii aliați italici până la 463.000 de bărbați în stare să poarte armele în slujba țării. Când aliații Romei pretinseră să împartă cu ea în mod egal onorurile și privilegiile, senatul preferă într-adevăr să răspundă cu armele decât să adopte calea unei concesii infame. Samniții și lucanii fură aspru pedepsiți pentru atitudinea lor pripită. Dar restul statelor italice, pe măsură ce se întoarseră treptat la îndatoririle lor, fură primite în sânul Republicii și contribuiră curând la ruinarea libertății publice. Sub o guvernare democratică, cetățenii sunt cei care exercită puterea suverană și această putere va cădea mai întâi pradă abuzurilor și apoi va fi pierdută dacă este lăsată în seama unei mulțimi nestăpânite. Dar, după ce adunările populare au fost suprimate de administrația imperială, cuceritorii se deosebiră de cei învinși doar ca prima și cea mai onorabilă categorie de supuși. Iar creșterea numărului lor, oricât de rapidă ar fi fost, nu mai reprezenta un pericol. Totuși, cei mai înțelepți dintre împărați, adoptând maximele lui August, păziră cu strășnicie demnitatea numelui de roman și acordară cetățenia romană cu o prudentă dărnicie. Mai întâi ca privilegiile cetățeniei romane să se fi extins treptat asupra tuturor cetățenilor Imperiului, se făcea o mare deosebire între Italia și provincii. Prima era considerată centrul unității publice și temelia fermă a Constituției. Italia era locul de naștere sau cel puțin de reședință al împăraților și al senatului. Proprietățile locuitorilor Italiei erau scutite de impozite și persoana lor de jurisdicția arbitrară a guvernatorilor. Organelor municipale alcătuite după modelul perfect al capitalei li se încredința, sub supravegherea directă a puterii supreme, punerea în aplicare a legilor. De la poalele Alpilor până la marginile Calabriei, toți cei născuți în Italia erau cetățeni ai Romei. Deosebirile care îi caracterizau s-au șters și ei se contopiră pe nesimțite într-un mare popor unit prin limbă, obiceiuri și instituții civile, temelia potrivită a unui mare imperiu. Republica își făcea un titlu de glorie din politica ei generoasă și era adesea răsplătită prin meritele și serviciile fiilor ei adoptivi. Dacă titlul de cetățean roman ar fi fost acordat numai celor aparținând vechilor familii din cuprinsul zidurilor cetății, acest nume nemuritor ar fi fost lipsit de cele mai nobile dintre podoabele sale. Vergiliu se născuse la Mantua, Horațiu se întreba dacă să-și zică Apulian sau Lucan. Padova a fost orașul care a dat un istoric demn de a înregistra seria măreață a victoriilor romane. Familia de patrioți Gato își trage originea din Tusculum și micul orășel Arpinium aspira la dubla onoare de a fi dăruit un Marius și un Cicero. Primul dintre ei merita, după Romulus și Camilius, să fie desemnat ca al treilea întemeietor al Romei, iar cel de-al doilea și-a salvat țara de uneltirile lui Catilina, ceea ce i-a permis apoi Romei să se ia la întrecere cu Atena pentru cucerirea laurilor elocinței. Provinciile Imperiului erau lipsite de orice putere politică sau libertate constituțională. În Etruria, în Grecia și în Galia, prima grijă a senatului a fost să desființeze acele confederații primejdioase care învățau lumea că, deoarece armele romane învingeau prin dezbinarea adversarului, li s-ar putea rezista prin unire. Acei principi cărora recunoștința ostentativă sau generozitatea Romei le mai îngăduia să-și păstreze pentru un timp sceptrul lor nesigur,
erau alungați de pe tron, de îndată ce își îndepliniseră rolul ce li se atribuise, acela de a pregăti pentru jug poporul învins. Statele libere și cetățile care îmbrățișau cauza Romei erau răsplătite printr-o alianță nominală și aduse pe nesimțite la o adevărată supunere. Autoritatea publică era exercitată pretutindeni de trimișii senatului sau ai noilor împărați, această autoritate fiind absolută și fără control. Dar aceleași maxime salutare de guvernământ, care asiguraseră pacea și supunerea Italiei, au fost extinse și la cuceririle mai îndepărtate. În provincii s-a transformat treptat o populație romană prin dubla măsură de a stabili coloni și de a acorda cetățenia romană celor mai credincioși și mai meritoși dintre provinciali. Oriunde cucerește, romanul se și stabilește. Este o observație foarte justă a lui Seneca, confirmată de istorie și de experiență. Cei născuți în Italia, atrași de plăceri sau din interes, se grăbiră să profite de avantajele victoriei. Putem astfel observa că la vreo 40 de ani după supunerea Asiei, 80.000 de romani fură masacrați din cruda poruncă a lui Mitridate. Marea majoritate a acestor exilați de bunăvoie se ocupau cu comerțul, agricultura și strângerea dărilor. Dar, după ce împărații au stabilit acolo legiuni permanente, provinciale, fură populate de un neam de soldați. Iar veteranii, primindu-și răsplata pentru serviciile aduse, fie în pământ, fie în bani, se așezau îndeopște, împreună cu familiile lor, în țările unde își petrecuseră atât de onorabil tinerețea. Pe întreg cuprinsul Imperiului, dar mai ales în părțile apusene, ținuturile cele mai mănoase și locurile cele mai bine situate, erau rezervate pentru stabilirea de colonii, dintre care unele erau civile și altele militare. Prin modul de organizare și prin politica lor internă, coloniile ofereau o imagine desăvârșită a marii cetăți mame. Și fiind curând asimilate de localnici prin legături de prietenie și de rudenie, ele răspândeau într-adevăr în jur stimă pentru numele de roman și dorința, care rar rămânea nesatisfăcută, de a împărtăși, la timpul cuvenit, onorurile și avantajele. Pe nesimțite, municipiile egalară rangul și splendoarea coloniilor și, în timpul domniei lui Adrian, se discuta care situație era de preferat, a grupărilor născute din sânul Romei sau a celora care fusese primite de ea. Așa numitele drepturi ale Latiumului se acordau orașelor cărora le era conferită o favoare deosebită. Numai magistrații, la expirarea funcției lor, obțineau calitatea de cetățeni romani. Dar cum aceste funcții erau anuale, în câțiva ani ele reveneau tuturor familiilor mai însemnate. Acei provinciali, cărora li se îngăduia să poarte arme în rândul legiunilor, cei ce exercitau vreo funcție civilă, într-un cuvânt, toți provincialii, dacă îndeplineau vreun serviciu public sau dovedeau talente personale, erau răsplătiți cu acest dar, a cărui valoare era însă micșorată continuu de liberalitatea crescândă a împăraților. Totuși, chiar în vremea Antoninilor, când majorității supușilor li se acordase cetățenia orașului Roma, aceasta mai era încă însoțită de avantaje foarte substanțiale. Masa poporului putea beneficia, odată cu acest titlu, de legile romane, în special de interesantele articole despre căsătorie, testament și moștenire, iar calea către mărire era deschisă acelora ce își sprijineau pretențiile pe protecție sau merite personale. Nepoții galilor, pe care Iuliu Cezar îi asediase în Alesia, comandau legiuni, guvernau provincii și erau primiți în senatul roman. Ambiția lor, în loc de a tulbura liniștea statului, era strâns legată de securitatea și măreția lui. Romanii își dădeau atât de bine seama de influența limbii asupra vieții popoarelor, încât cea mai mare grijă a lor era ca, odată cu succesele armelor lor, să răspândească și folosirea limbii latine. Vechile dialecte din Italia, Sabina, Etrusca și Veneta, fură date uitării. Dar în provincii, răsăritul fu mai puțin docil decât apusul la glasul preceptorilor victoriei. Această deosebire evidentă a conferit celor două părți ale Imperiului nuanțe diferite care, deși în perioada de culme a prosperității erau oarecum puțin vizibile, au devenit treptat mai clare pe măsură ce umbrele nopții acopereau firmamentul lumii romane.
Meleagurile apusene au fost civilizate de aceleași mâini care le cuceriseră. De îndată ce barbarii fură obișnuiți să se supună, mințile lor se dovediră dornice să-și însușească orice cunoștințe noi și rafinamentul învingătorilor. Limba lui Vergiliu și Cicero, deși cu oarecare inevitabil amestec de dialect local, era adoptată în chip universal în Africa, Spania, Galia, Britania și Panonia, încât numai în rândurile populațiilor de la munte sau ale țăranilor se mai păstrară slabe urme ale graiului punic sau celtic. Educația și învățătura insuflară pe nesimțite locuitorilor de pe acele meleaguri conștiința romană. Italia dădea provinciilor și tonul modei, odată cu legile latine. Provincialii solicitau cu mai multă ardoare și obțineau cu mai multă ușurință cetățenia și onorurile statului, susțineau demnitatea romană cu pana și armele și, în cele din urmă, dădură în persoana lui Traian, un împărat căruia nici Scipio nu i-ar fi tăgăduit calitatea sa de concetățean. Situația grecilor era foarte diferită de cea a barbarilor. Ei aveau prea mult bun gust pentru a-și părăsi limba și prea multă mândrie pentru a adopta vreo instituție străină. Păstrând încă prejudecățile după ce pierduseră virtuțile strămoșești, grecii disprețuiau purtările lipsite de rafinament ale cuceritorilor romani, dar erau totuși obligați să respecte înțelepciunea și puterea acestora. De altfel, influența limbii și a simțămintelor grecești nu era limitată la hotarele strâmte ale acelei țări odinioară vestite. Imperiul grecilor, prin creșterea coloniilor și a cuceririlor, se întinsese de la Adriatică până la Eufrat și Nil. Asia era plină de cetăți grecești și lunga domnie a regilor macedoneni revoluționase pe nesimțite Siria și Egiptul. La curțile lor, pline de fast și pompă, acești regi îmbinau eleganța Atenei cu luxul răsăritului, iar exemplul curții era imitat, la mică distanță, de supușii cu ranguri înalte. În acest fel, era împărțit Imperiul Roman între limbile latină și greacă. A mai putea adăuga o a treia categorie pentru indigenii din Siria și în special din Egipt. Faptul că foloseau vechile lor dialecte, izolându-i de contactul cu restul omenirii, stăvilea progresul acestor barbari. Efeminarea indolentă a primilor îi expunea disprețului, ferocitatea încăpățânată a celorlalți provoca aversiunea cuceritorilor. Aceste neamuri se supuseră puterii romane, dar arare ori doreau sau meritau cetățenia Romei. S-a observat că au trebuit să treacă mai bine de 230 de ani de la prăbușirea Ptolemeilor, înainte ca un egiptean să fie primit în senatul Romei. Este o observație banală, deși justă, că Roma victorioasă a fost ea însăși cucerită de artele Greciei. Acei scriitori nemuritori, care mai trezesc încă admirația Europei moderne, au devenit curând un obiect favorit de studiu și imitare în Italia și în provinciile apusene. Nu era însă îngăduit ca aceste distracții elegante ale romanilor să se amestece cu sănătoasele lor maxime politice. Deși recunoșteau farmecul limbii elene, ei au apărat și mai departe demnitatea limbii latine și folosirea exclusivă a acesteia a fost menținută fără șovăire în administrația civilă și militară. Cele două limbi și-au exercitat în același timp jurisdicția lor separată în tot imperiul. Prima ca limbă firească a științei, cea de-a doua ca limbă legală a tranzacțiilor publice. Aceia care îmbinau literele și afacerile le foloseau în egală măsură pe amândouă. Era aproape imposibil să găsești în vreo provincie un supus roman cu o educație temeinică, căruia să-i fie străină atât limba greacă cât și cea latină. Prin acest fel de instituții, popoarele Imperiului s-au contopit pe nesimțite într-un singur popor cu același nume, cel roman. Dar mai rămânea încă în sânul fiecărei provincii și al fiecărei familii o categorie obidită de oameni care îndura greutățile fără a împărtăși beneficiile societății. În statele libere din antichitate, sclavii domestici erau victima crudelor capricii ale despotismului. Așezarea temeinică a Imperiului Roman a fost precedată de vremuri de violență și prădăciune. Sclavii proveneau în cea mai mare parte din captivii barbari, luați cu miile din hazardul războaielor sau cumpărați la un preț mizer. Obișnuiți cu o viață independentă, ei erau nerăbdători să-și sfarme și să-și răzbune lanțurile. Împotriva unor astfel de dușmani interni, a căror insurecție disperată adusese nu odată Republica în pragul distrugerii, cele mai severe reguli de purtare și cele mai crude metode de reprimare
păreau aproape justificate de marea lege a autoconservării. După ce însă principalele popoare din Europa, Asia și Africa fură unite sub legiuirea unui singur suveran, sursele de aprovizionare cu sclavi din străinătate deveniră mai puțin abundente și romanii au fost nevoiți să adopte metoda mai blândă, dar și mai laborioasă, a procreerii. În numeroasele lor familii, dar mai ales pe întinsul proprietăților lor de la țară, ei încurajau căsătoria între sclavi. Simțămintele firești, obiceiurile căpătate prin educație și posesiunea unui gen de proprietate subordonată contribuiră la ușurarea asprimilor sclaviei. Existența unui sclav deveni un obiect de mare valoare și cu toate că fericirea lui mai depindea încă de felul cum se purta stăpânul său și de situația acestuia, interesele acestui stăpân îl făceau mai omenos. Iar virtuțile sau politica împăraților fac ca această nouă atitudine să fie din ce în ce mai răspândită. Prin edictele lui Adrian și ale Antoninilor, protecția legii a fost extinsă și asupra categoriei celei mai disprețuite a omenirii. Dreptul de viață și de moarte asupra sclavilor, multă vreme exercitat adesea până la abuz de către particulari, fu luat din mâna lor și rezervat numai magistraților. Închisorile subterane fură suprimate și, ca urmare a unei plângeri bine întemeiate împotriva unui tratament intolerabil, sclavul vătămat obținea fie eliberarea, fie un stăpân mai puțin crud. Speranța, cea mai adâncă mângâiere a omului în condițiile sale de viață imperfecte, nu era tăgăduită sclavului roman, dacă avea prilejul să se facă fie folositor, fie plăcut, el putea nădăjdui în chip foarte firesc ca hărnicia și fidelitatea dovedite în timp de câțiva ani să-i fie răsplătite cu darul de neprețuit al libertății. Porniri mai josnice, cum ar fi vanitatea sau lăcomia, puteau la rândul lor să-l îndemne pe stăpân să se arate binevoitor, încât legile au găsit că este mai necesar să restrângă decât să încurajeze o dărnicie nelimitată și necugetată, care ar fi putut-o degenera printr-un abuz foarte dămânător. O maximă a jurisprudenței antice susținea că sclavul nu are o patrie proprie. Odată eliberat, el era admis în societatea politică al cărui membru era stăpânul său. Consecințele acestei maxime ar fi irosit privilegiile cetățeniei romane în rândul unei mulțimi josnice și promiscue. De aceea se creară câteva excepții oportune și onoarea cetățeniei fu restrânsă numai la acei sclavi care primeau o emancipare formală, solemnă și legală pentru motive bine întemeiate și cu aprobarea magistratului. Chiar și acești liberi de elită nu obțineau decât drepturile civile ale cetățeniei și erau excluși cu toată asprimea de la funcțiile civile ori militare. De asemenea, oricare ar fi fost meritul sau averea fiilor lor, ei nu erau socotiți demn de a ocupa un loc în senat, iar urmele unei origini servile nu puteau fi complet șterse până la a treia sau a patra generație. Fără a desființa deosebirea de rang, se oferea o posibilitate îndepărtată de libertate și de onoruri, chiar și acelora pe care trufia și prejudecățile aproape că refuzau să-i numere în rândul oamenilor. La un moment dat s-a propus chiar ca sclavii să fie deosebiți printr-un veșmânt, dar pe bună dreptate s-a considerat că măsura aceasta ar putea fi primejdioasă, întrucât i-ar face astfel să-și recunoască numărul. Fără a interpreta în sensul strict denumirea generoasă de legiuni și miriade, putem susține că numărul sclavilor considerați proprietate particulară era mult mai mare decât acela al servitorilor de astăzi, care pot fi socotiți doar un lux. Tinerilor sclavi care vădeau însușiri promițătoare li se predau artele și științele, iar prețul lor se stabilea după gradul de dibăcie și talent. Un senator bogat număra printre slujitorii săi oameni care practicau aproape orice profesie intelectuală sau se îndeletniceau cu mai toate meseriile. Ca o paranteză, mulți dintre medicii romani erau sclavi. Fastul și voluptățile ocupau mai mulți oameni decât ar putea concepe luxul modern. Negustorul sau proprietarul unui atelier era mai interesat să cumpere decât să închirieze muncitorii de care avea nevoie, iar la țară sclavii erau folosiți ca cel mai ieftin și mai productiv instrument agricol. Pentru a confirma observația generală de mai sus și a demonstra numărul mare al sclavilor, am putea da ca exemplu un caz particular. S-a descoperit cu un prilej foarte trist că într-un singur palat din Roma se aflau 400 de sclavi. Tot 400 de sclavi trăiau pe o moșie cedată de către o văduvă din Africa,
de condiție socială foarte modestă, fiului ei, după ce își păstrase pentru ea însăși o parte mult mai importantă din avere. În timpul domniei lui Augustus, un libert, a cărui avere suferise mari pierderi în timpul războaielor civile, lăsa moștenire 3600 perechi de boi, 260.000 de capete de vite mici și, incluși aproape tot în lista vitelor, 4116 sclavi. Numărul celor care se supuneau legilor Romei, cetățeni, provinciali și sclavi, nu poate fi stabilit acum cu exactitatea pe care ar merita o importanța acestei cifre. Suntem informați că pe vremea când împăratul Claudius exercita funcția de cenzor, el dispunea de 6.945.000 de cetățeni romani, care împreună cu femeile și copiii trebuie să se fi ridicat cam la 20 de milioane de suflete. Cifra supușilor de rang inferior era incertă și variabilă, dar după ce cumpănim cu grijă fiecare circumstanță care ar putea influența calculul, în anii lui Claudius s-ar părea că provincialii erau de două ori mai mulți decât cetățenii, de ambele sexe și de orice vârstă, și că sclavii erau cel puțin egal la număr cu locuitorii liberi ai lumii romane. Suma totală a acestui calcul imperfect s-ar ridica la aproximativ 120 de milioane de persoane, populație care întrece, poate, pe aceea a Europei moderne și alcătuiește cea mai numeroasă societate reunită vreodată sub același sistem de guvernământ. Pacea și concordia au fost consecințele naturale ale politicii moderate și înțelegătoare adoptate de romani. Dacă ne întoarcem privirea către monarhiile Asiei, vom vedea despotism la centru și slăbiciune la extremități. Strângerea impozitelor sau împărțirea dreptății se sprijinea pe prezența armatei. Barbarii, ostili, se stabileau în inima țării. Satrapii ereditari uzurpau domnia provinciilor și supușii se arătau gata de răscoală, deși erau incapabili să fie liberi. Dar în lumea romană, ascultarea pe care supușii o dădeau legii era uniformă, liber consimțită și statornică. Popoarele învinse, contopite într-un singur mare popor, abia dacă mai considerau existența lor proprie ca distinctă de cea a Romei. Autoritatea consacrată a împăraților era exercitată fără niciun efort pe întinsele lor posesiuni, ea se făcea simțită cu aceeași ușurință pe malurile Tamisei sau ale Nilului ca și pe cele ale Tibrului. Legiunile erau menite să slujească împotriva inamicului public și magistratul civil rare ori avea nevoie de ajutorul forței militare. În această stare de securitate generală, timpul liber și bogăția, atât ale principelui cât și ale poporului, erau îndreptate spre progresul și înfrumusețarea Imperiului Roman. Dintre nenumăratele monumente de arhitectură construite de romani, multe au rămas necunoscute istoriei și puține au rezistat ravagiilor timpului și barbariei. Și totuși, până și ruinele maestuoase împrăștiate încă prin Italia și provincii ar fi de ajuns ca să arate că aceste țări alcătuiau odată teritoriul unui imperiu civilizat și puternic. Măreția sau frumusețea lor ar merita prin ele însele să ne trezească luarea aminte, chiar și fără a ține seama de interesul ce-l inspiră, împrejurarea atât de importantă că ele constituie o legătură între plăcuta istorie a artelor și aceea mai folositoare a moravurilor omenești. Adeseori acele lucrări au fost ridicate pe cheltuiala unor cetățeni și aproape toate erau menite folosului public. E firesc să presupunem că cele mai multe, ca și cele mai importante edificii romane, au fost înălțate de împărați care dispuneau în mod nelimitat de oameni și bani. August obișnuia să se laude că găsise capitala sa de cărămidă și o lăsase în marmură. Economia practicată de Vespasian cu atâta strictețe era o sursă de bogăție care îi îngăduia să dea un caracter magnific edificiilor ridicate de el. Lucrările lui Traian poartă amprenta geniului său. Monumentele publice cu care Adrian a înfrumusețat fiecare provincie a Imperiului au fost executate nu numai din ordinul său, ci chiar sub controlul său direct. El însuși era un artist și iubea artele, dat fiind că duceau la glorificarea suveranului. Ele erau încurajate de Antonin, deoarece contribuiau la fericirea poporului. Dar dacă împărații erau primii, ei nu erau și singurii arhitecți de pe tot cuprinsul teritoriilor stăpânite de ei. Exemplul le era imitat pretutindeni de cei mai de seamă supuși ai lor, care nu se sfiau să declare lumii că aveau destul spirit pentru a concepe și destul avere pentru a desăvârși cele mai nobile întreprinderi.
Abia fusese inaugurată la Roma mândra clădire a Coloseumului, când, în curând, alte edificii, concepute într-adevăr la o scară mai redusă, dar bazate pe aceleași proiecte și construite cu aceleași materiale, se înălțau în folosul și pe cheltuiala orașelor Capua și Verona. Inscripțiile mărețului pod din Alcantara atestă că a fost durat peste râul Tageo prin contribuția câtorva comunități lusitane. Când i se încredința lui Plinius guvernarea Bitiniei și a Pontului, provincii care nu se numărau câtuși de puțin printre cele mai bogate și importante ale Imperiului, el descoperi că orașele din jurisdicția sa rivalizau între ele în realizarea unor lucrări utile sau monumentale care ar merita interesul străinilor și recunoștința cetățenilor lor. Era de datoria proconsulului să suplinească deficiențele lor, să le călăuzească gustul și uneori să le modereze dorința de a se întrece. Bogații senatori ai Romei și ai provinciilor considerau ca o cinste și aproape o obligație să contribuie la splendoarea epocii și a țării. Iar influența modei înlocui foarte adesea lipsa de gust sau de generozitate.